iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, am o bucurie deosebită să pot să vin în fața dumneavoastră cu perspectivă profetică pentru anul 2011 și, bineînțeles, pentru timpul imediat după acest an. Ceea ce urmează să vă spun este bazat în cuvântul lui Dumnezeu și, ca întotdeauna, orice facem, trebuie să fim bazați și axați pe acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos. De aceea și pentru mesajul de astăzi vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Ezechiel, capitolul 29, de unde voi citi primele 10 versete. Ezechiel 29, primele 10 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. În anul al 10-lea, în ziua a 12 a lunii a 10-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului Egipt. Vorbește și spune: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necas pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare care te culci în mijlocul râurilor tale și zici: Râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut. Îți voi pune însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi și te voi scoate din mijlocul râurilor tale, cu toți peștii care se află în ele și care se vor lipi de solzii tăi. Te voi arunca în pustiu, pe tine și pe toți peștii din râurile tale. Vei cădea pe fața ogorilor, nu vei fi ridicat, nici îngropat, ci voi da de mâncare fiarilor pământului și păsărilor cerului, te voi da de mâncare. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul, pentru că, uitați, au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt și le-ai străpuns tot umărul. Când s-au proptit pe tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: Iată, voi aduce sabia împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că eu sunt Domnul, pentru că a zis: Nilul este al meu, eu l-am făcut. De aceea, iată că am necas pe tine și pe râurile tale și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, timpurile pe care noi le trăim sunt timpuri speciale. După obiceiul nostru, trebuia să vin în fața dumneavoastră la începutul anului, în prima zi din an, cu acest mesaj profetic. Condiția sănătății, așa după cum știți, nu mi-a permis și de aceea trebuie să amânăm. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a atins de mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de casa mea și a avut grijă de Biserica Emanuel. Și mulțumesc Domnului că pot să stau acum în fața dumneavoastră cu un mesaj atât de important. Și cred că mesajul acesta ajunge și la Radio Vocea Evangheliei. Trebuie să cunoască toată lumea unde ne găsim din punct de vedere profetic și încotro ne ducem. Anul acesta, 2011, a început ca un an cu multe evenimente în Orientul Mijlociu. După cum știți deja de la știri, este o mișcare revoluționară, dacă putem să o numim așa, în lumea islamică, începând din Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Yemen, Arabia Saudită, Bahrain, Irak, peste tot. Lumea este în mișcare pentru că a venit timp pentru schimbări.
Și foarte mulți întreabă ce înseamnă mișcările acestea. Ce înseamnă evenimentele din Egipt? Ce înseamnă evenimentele din Libia? Unde este locul lor în Scriptură? Ce urmează după cuvântul Domnului să se întâmple? Cât de aproape suntem de venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Am să vă surprind cu afirmația a doi oameni cunoscuți. Unul este în vecinătatea noastră, doctorul David Jeremiah. În cartea sa intitulată The Coming Economic Armageddon, publicată anul trecut, în 2010, doctorul Jeremiah făcea următoarea afirmație și citez: dacă tu crezi, după cum eu cred, că răpirea bisericii poate să aibă loc în orice clipă, atunci noi am putea foarte ușor să fim la o distanță de 3-4 ani de evenimentele discutate în acest capitol. David Jeremiah vorbea despre semnul fiarei, despre implementarea unui program care să ducă la introducerea în lume a semnului fiarei. El spune 3-4 ani. Autorul Grant Jeffrey, un mare specialist în studii profetice, făcea afirmație în 2008, citez: cartea aceasta, numită Numărătoare spre Apocalipsa, cartea aceasta va demonstra că noi suntem martorii împlinirii a numeroase profeții care demonstrează că reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos a doua oară va avea loc în timpul vieții noastre, în această generație de oameni. Am încheiat citatul. Orice profet care se respectă, orice student în profețiile biblice care se respectă, orice păstor care se respectă, așa cum încerc să mă respect și eu și o fac, sigur, nu punem date. Nu știm ziua, nu spunem anul, nu spunem sezonul, nu spunem ora când vine Domnul nostru Iisus Hristos. Dar văzând ce se întâmplă, văzând ce spune cuvântul Domnului, trebuie să afirmăm că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este mai aproape de noi decât ne putem noi închipui. Este mai aproape de tine decât îți poți tu închipui. De aceea, preocuparea noastră cu lucrarea lui Dumnezeu, preocuparea noastră cu cuvântul Domnului, preocuparea noastră cu viața spirituală trebuie să fie, frați și surori, doamnelor și domnilor, mai intensă ca oricând. Egiptul, Libia, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, sunt case studies, cazuri de studiu, în terminologie românească, referitoare la vremurile din urmă, la timpurile pe care noi le trăim. Chiar dacă în anul 1976, în timpul președinției lui Anwar Sadat, Egiptul a făcut un tratat de pace cu Israelul, sub președintele Carter, Egiptul nu este decât, după cuvântul Domnului, o proptea de trestie pentru Israel, adică lipsit de interes pentru acest tratat de pace. Eu sunt convins că în urma înlăturării președintelui dictator Mubarak de la conducerea Egiptului, Egiptul se va realinia mai puternic ca oricând spre formarea unui guvern de influență islamică. Psalmul 83, versetele 3 la 4, prezintă această realiniere a Orientului Mijlociu spre o influență, înțelegem acum, islamică, care se caracterizează prin două lucruri distincte. Auziți, veniți, zic ei, să-l nimicim din mijlocul neamurilor, pe Israel sau pe evrei, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom, adică palestinienii și Iordania, a cărei populație Iordania este 60% palestiniană, ismaeliții, adică Arabia Saudită, și hagareniții, adică Egiptul. Asistăm, deci, tot mai limpede
Și tot mai clar, numai cine vrea să fie orb și să nu vadă. La crearea unei alianțe anti-Israel și anti-Dumnezeu, marcată de două atitudini distincte. Uitați-vă în versetul 2, partea finală, din psalmul 83, cei ce te urăsc pe Dumnezeul Scripturilor și pe vrăjmașii tăi, versetul 2a. Aceste grupuri se unesc împotriva lui Israel și le-am amintit, lor li se adaugă Libanul și Siria, iar rezultatul, după cum vom vedea pe parcursul studiului meu profetic, rezultatul acestei uniri va fi un război în Orientul Mijlociu, care este foarte posibil să izbucnească în anul acesta, ori în viitorul foarte apropiat, un război devastator pentru această zonă, pentru că Israel va fi nevoit să folosească una din strategiile militare pe care le-a pus la punct în Knesset, în guvernul israelian, numită operațiunea sau opțiunea Samson. Poate ați auzit de ea dacă l-ați citit pe Joel Rosenberg în faimoasa lui carte Epicentru. Operațiunea Samson spune în felul următor: dacă popoarele din jur, popoarele arabe, popoarele islamice, bineînțeles conduse de niște guverne extrem de radicalizate, oameni care nu se sfiesc să omoare și ființe nevinovate, vor veni împotriva lui Israel ca să nimicească pe Israel, după cum spunem psalmul 83, și să-l arunce în mare, să nu mai fie un popor și să nu mai vorbească despre Dumnezeul lui, Israel va fi nevoit să folosească fie arma nucleară, fie arma bombă cu neutron, numită operațiunea Samson. Samson, când a fost în mijlocul filistenilor, vă aduceți aminte că s-a rugat lui Dumnezeu și în final Samson a spus așa: să mor împreună cu filistenii. Deci asta înseamnă operațiunea Samson. Israel spune: ca să scăpăm de această anihilare, îi anihilăm și noi pe ei. Și atunci murim împreună cu ei, ca și Samson, folosind arma nucleară, arma bomba cu neutron. Uitați cum se poate produce conflictul de repede și poate să se producă în anul acesta. Dacă vă uitați bine în psalmul 83, cu versetul 6, spune acolo că cei ce inițiază conflictul sunt corturile Edomului. Corturile Edomului. Ce însemnează corturile Edomului? Pentru un student în Scripturi, în probleme profetice, și pentru oricine citește, dacă vă uitați în analele Națiunilor Unite, Națiunile Unite au o expresie pentru popoare care nu sunt popoare. Și cei ce trăiesc în corturi, cum se numesc în analele Națiunilor Unite? Refugiați. Care este statutul palestinienilor în analele Națiunilor Unite? Refugiații palestinieni. Corturile Edomului, frașesurilor, doamnelor și domnilor, în Sfintele Scripturi, sunt cu referire fie la popor fără națiune, cum sunt palestinienii, fie la o încartiruire militară, gata să atace pe cineva. Militare stau în corturi. Palestinienii vor fi aceia care vor provoca un război, pentru că ei caută să aibă un stat al lor și veți auzi în câteva minute, anul acesta este anul în care Hamas, organizația teroristă care conduce Gaza, a hotărât să declare unilateral formarea statului evreu. Și această declarație unilaterală, adică statului palestinian, mulțumesc, această declarație unilaterală, fără acordul lui Israel și fără acordul puterilor centrale ale lumii, poate ONU se va grăbi să spună, da, este sinonimă cu o declarație de război în Orientul Mijlociu, care război va duce la nimicirea popoarelor islamice din această zonă. Siria, Libanul, Iordania, nordul Egiptului, parte din Arabia Saudită. Cuvântul Domnului spune că vor fi nimicite, iar cu Egiptul, care are frământările pe care le avem în vremea aceasta, Dumnezeu are o socoteală specială. Și socoteala lui, am să vă provoc să căutați în cartea Domnului, să citiți mai des un pic, socoteala lui Dumnezeu cu Egiptul, dacă vă uitați în profeții, este aceasta: Egiptul va fi lovit, probabil cu o bombă nucleară,
ca a cărei radiații durează 40 de ani de zile ca să se curițe zona și să poată să fie locuită. Iar despre Egipt, cuvântul Domnului spune în felul următor, că în timpul mileniului, timpul împărăției de 1000 de ani, la începutul acestei împărății, timp de 40 de ani, Egiptul va fi un pustiu. Timp de 40 de ani. După cum Israel a umblat 40 de ani în pustie, din pricina egiptenilor, la fel egiptenii, la intrare mileniu, 40 de ani vor fi un popor ținut în supedeapsa Domnului. După războiul acesta, din psalmul 83, va fi, bineînțeles, un alt război mai mare, este războiul lui Gog, Ezechiel 38 și 39, și întotdeauna trebuie să vă menționez că noi ne-am cu mine. Războiul lui Gog este inițiat de Rusia, Iran, Libia, care acum este în probleme, să nu vă surprindă, Germania, Armenia și, spune cuvântul Domnului, o mulțime de horde împreună cu ei. Care război are loc înainte de răpirea bisericii? Înainte de răpirea bisericii, foarte mulți confundă războiul lui Gog cu războiul de la Armagedon, pentru că se aseamănă pedepsele cu care Dumnezeu pedepsește pe locuitorii pământului, și de aceea când citesc lucrul acesta spun că războiul lui Gog este Armagedon. Nu este Armagedon. Dacă vă uitați în Ezechiel 39:9, ascultați ce spune acolo cuvântul Dumnezeu. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile și săgețile, lăncile și sulițele, și 7 ani vor face focul cu ele. Ca Israel să facă 7 ani foc cu armele lui Gog, această coaliție împotriva lor, este nevoie de pace, pentru că Israel trebuie să facă aceasta în timp de pace. Dar nu va face focul acesta în timpul mileniului, că nu are nevoie în mileniu. În mileniu nu se războiește nimeni cu Israel, de aceea nu poate să fie la începutul mileniului, pentru că Armagedonul este chiar la începutul mileniului. Nu poate să fie la începutul necazului celui mare, pentru că în timpul necazului celui mare, numai 3 ani și jumătate, Israel are o pace relativă, căci după 3 ani și jumătate trebuie să fugă la munți și să se ascundă. Nu are vreme să ardă arme. Înțelegeți? Și atunci războiul lui Gog este obligatoriu, după cuvântul Domnului, să se producă cel puțin 3 ani și jumătate înainte de răpirea bisericii, ca să aibă 3 ani și jumătate plus 3 ani și jumătate din necazul cel mare din prima parte să poată să împlinească cuvântul acesta. De aceea vă spun, venirea Domnului nostru Iisus Hristos, răpirea bisericii la cer, este mai aproape decât vi se pare dumneavoastră. Asta nu ca să vă speriem, asta ca să ne trezim în timpurile acestea și să facem ce avem de făcut. Uitați-vă bine împreună cu mine în cuvântul Dumnezeu, pentru că cuvântul Domnului este clar în această privință. Toate evenimentele merg în această direcție. Merg în această direcție. Ele pregătesc și construcă celul de-al treilea templu în Israel, pentru că în timpul necazului celui mare, templul trebuie să existe deja. În vederea pregătirii acestor evenimente, frașestorul domnilor și domnilor, vreau să vă spun că diavolul lucrează din spate, lucrează din culise. Și în spate, în culise, în umbră, se folosește de persoane influente, lideri politici, oameni super bogați, oameni super influenți, lideri religioși, organizați în conspirații politice și economice, sociale și religioase foarte bine puse la punct și controlate de ceea ce lumea cunoaște sub numele de masonerie. Deci, haideți să ne uităm la un aspect special în studiul acesta profetic, demonism și conspirație. De ce se întâmplă ce se întâmplă și cine orchestrează, cine regizează evenimentele după cuvântul Domnului? Masonerie este o organizație ocultă, deci falsă, ultrasecretă, a cărei scop final este de a readuce în fruntea omenirii o conducere unică, despotică și deasupra oricărui control din partea oamenilor, deci nimeni să nu le spună ce să facă. Rădăcinile masoneriei se găsesc în idolatria babiloniană,
înființată de Nimrod, despre care vorbește Sfânta Scriptură, și perpetuată de-a lungul istoriei omenirii în misticismul egiptean, grecesc, fenician, persan și roman. Masonii, la început, au fost meșteri lucrători în piatră, organizați în ceea ce românii spun bresle, care se adunau împreună și pentru că ei, acești meșteri, cioplitori în piatră, au făcut piramide, palate regale, monumente considerate minuni ale lumii. Masonii sau cioplitori în piatră se adunau mereu în aceste organizații, în aceste bresle și spuneau ce au descoperit, cum se poate ciopli mai bine, cum se poate lucra mai bine, ca să predea generației următoare învățătura despre acest lucru frumos în piatră. Cu timpul însă, aceste bresle masonice de lucrători în piatră au degenerat, au devenit organizații secrete în care cunoștințele acumulate de-a lungul istoriei n-au mai fost acelea de a transmite cum să se construiască în piatră, ci de a învăța pe oameni să se închine, așa zisului Dumnezeu, Marele Arhitect. Așa-l numesc ei pe Dumnezeu, Marele Arhitect. Sunt organizați în 33 de straturi. În fruntea acestei organizații masonice este un mason de gradul 33, așa se numește, mason de gradul 33, el deține secretele cele mai mari. Și masonii consideră că învățătura pe care ei o au este direct de la Nimrod, primul mason din lume, pentru că el este fondatorul celei mai impunătoare construcții făcute vreodată, turnul Babel. Și de aceea, în gândirea masonică, aș vrea să vă notați dumneavoastră, există această concepție că la sfârșitul vremurilor, Nimrod, sau în teologia mistică păgână egipteană era numit Osiris, sau în teologia greacă și romană era numit Apollo. Deci, încă o dată, masonii cred că la sfârșitul lumii, Nimrod, ori Osiris, ori Apollo, este unul și același personaj, va reveni din nou pe pământ, pentru că a fost omorât pe nedrept, fiindcă deținea cunoștințe divine. Dumneavoastră citiți demonice despre originea lumii, va reveni din nou pe pământ și Nimrod va institui o nouă ordine politică internațională, un guvern mondial, așa cum a vrut să facă la turnul Babel. Lucrul acesta este posibil, ce spun masonii, pentru că omul acesta care va avea o trăsătură din Nimrod va fi anticrist. Pentru că uitați ce spune despre anticrist în Apocalipsa 13:3 și ce se întâmplă cu el. Unul din capetele ei, ale acestei fiare, părea rănit de moarte. Dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Dar cum a fost vindecată? Uitați cum a fost vindecată. Apocalipsa 17:1-12. O să citesc tot pasajul pentru că o să vă lumineze. Apoi unul din cei șapte îngeri, care ținea cele șapte potire, a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul, într-o pustie, și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea șapte capete și 10 coarne. Țineți minte aceste detalii, 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de curviile ei, de necurățiile ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Este greu vocabularul, nu? Dar trebuie auzit, pentru că este un vocabular de la Dumnezeu. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri?
îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă, adică diavolul, și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. I-auziți? Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, pentru că a fost asasinată. Ea are să se ridice din adânc. Din adânc. Și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era și nu mai este și va veni. Iar pentru edificarea dumneavoastră, pentru că am spus, după credința masonică, Nimrod sau Osiris sau Apollo va fi liderul zilelor din urmă, care va aduce o nouă ordine internațională, un guvern unic, așa, și Nimrod o să aibă rădăcini. Nu spun că Anticrist este reîncarnarea lui Nimrod, dar Duhul care l-a stăpânit pe Nimrod îl va stăpâni și pe Anticrist. Și pentru că Nimrod este numit și Apollo și Osiris, ia uitați ce spune cuvântul Domnului în Apocalips, capitolul 9, cu versetul 11. Peste ele, lăcustele acestea, demonii aceștia, aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care în evreiește se cheamă Abaddon, iar în grecește cum se cheamă? Apollyon sau Apollo, este unul și același cuvânt, Apollyon sau Apollo. Ceea ce este posibil să se întâmple este următorul lucru: când Anticrist, după 3 ani și jumătate, va fi asasinat, este foarte posibil ca el să fie reenergizat de Satana prin puterea lui Apollyon, care stăpânește adâncul, și să fie ridicat de acolo. Pentru că uitați-vă ce spune în 17:8 Apocalipsa: fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este, ea are să se ridice de unde? Din adânc. Și cine-i boss acolo? Apollyon. Este un demon puternic. Este una din căpeteniile diavolului, Satanei, pe care Dumnezeu îl va dezlega în vremurile din urmă, ca și pe cei 4 îngeri de la râul Eufrat, să facă tot ce vor pe pământ. Și de aceea lucrurile care se vor întâmpla vor depăși capacitatea omenească și mintea de a percepe. Dacă vrem să ne identificăm în această privință, aș vrea să vă uitați la Uniunea Europeană sau Imperiul Roman Reînviat, potrivit Daniel 9:26-27, și să ne uităm la reprezentarea simbolică. Astfel, ca și femeia adulteră din Apocalipsa 17:1-12, care are nume de blasfemie, 7 capete și 10 corne, și călătorește pe o fiară, Uniunea Europeană este reprezentată de o femeie, deci în simbolul Uniunii Europene, este reprezentată de o femeie numită Europa, călare pe un taur și având 12 stele în jurul ei, exact ca și fiara din Apocalips 12. În mitologia greacă, Europa a fost fiica regelui fenician Agenar. Ea a fost poftită de Zeus, Dumnezeul suprem al Greciei, deci un demon puternic, așa, care Zeus, ca să o ademenească pe Europa, s-a transformat într-un taur alb. S-a prezentat în fața Europei, spune mitologia. Europa a fost încântată să vadă un taur alb, s-a urcat călare pe taur și taurul a purtat-o prin toată lumea. La un moment dat, Zeus, care era plin de dur de curvie, s-a transformat în Zeus, a violat-o pe Europa și Europa l-a născut pe regele Greciei, pe Minos. Care este simbolul Europei? Este o femeie, Europa, care călătorește un taur. La Strasbourg, în Franța, unde este sediul al doilea a Parlamentului European, al doilea simbol pe care Uniunea Europeană îl are este turnul Babel. Este turnul Babel. Vă spun acestea nu ca să vă spun că neapărat Europa este împlinirea din Apocalips 12, ci vă spun aceste lucruri ca să vedeți că Duhul care călăuzește Uniunea Europeană este același care ne vorbește despre vremurile din urmă,
Și dacă nu se pocăiește de lucrul acesta și nu se însemne să se pocăiască, Uniunea Europeană poate să împlinească profetic această, acest aspect apocaliptic. Deci, la Strasburg este turnul Babel, simbol cu 12 stele în jurul lui. Lumea contemporană crede că Uniunea Europeană este păstrătoarea unor tradiții culturale străvechi. Uniunea Europeană este păstrătoarea unor tradiții demonice, periculoase. Când s-a înscris în anul 2009 și apoi în 2010 a intrat în funcțiune Constituția Europei, în Constituția Europei, poate fratele Desma spune, noastră că ați citit, nu se menționează un cuvânt că Europa este creștină, nu este un cuvânt despre Dumnezeu, nu este un cuvânt în Constituția Europei despre tradiția creștină a Europei. Ioan Paul al II-lea, care era în viață când s-a lucrat la Constituție, a intervenit special să se menționeze lucrul acesta în Constituția Europeană. Însă, liderii masoni care sunt în spatele acestor organizări și proiecte au refuzat categoric. Și de aceea, fie în Uniunea Europeană, fie la Națiunile Unite, este interzis să se numească termenul creștin în Constituție și în centrele lor, așa și la Națiunile Unite, dar și la Națiunile Unite și în Europa. Sunt camere speciale, capele speciale, dedicate tuturor zeilor lumii, pentru ca să nu se stingă cultura popoarelor. Dar despre creștinism și iudaism nu se vorbește. Ne apropiem de o ordine internațională nouă, în care, frașesturilor, doamnelor și domnilor, cei care vor avea puterea absolută nu vor fi oameni aparenți bine intenționați pe care îi vedem în frunte și sunt oameni, este greu să spun, dar este adevărat, posedați de diavolul. Care sunt aceste organizații politico-conspirative care lucrează în spate și aduc în față să se întâmple tot ce se întâmplă? Sunt mai multe. Am să vă menționez patru din ele, patru organizații politice și trei financiare, la care să vă uitați bine. Înainte însă dați-mi voie să vă mai spun despre Strasburg, unde este al doilea sediu al Parlamentului European, că primul este la Bruxelles, al doilea este la Strasburg. La Strasburg, pe lângă turnul Babel, există și, fiți atenți cât de semnificativ, există și un motto. Pe lângă turnul Babel și cele 12 stele, ca și în Apocalipsa 12, este un motto. Și uitați cum spune motto acesta. Europa, multe limbi, o singură voce. La turnul Babel erau multe voci, o singură limbă. Ei acum au schimbat. Multe limbi, o singură voce. Dar știți a cui va fi vocea aceasta? Știți a cui va fi vocea aceasta? Este vocea diavolului. Este vocea lui Anticrist. Nu este vocea poporului. Nici într-un caz. Este un guvern mondial care va fi coordonat de un singur om, de un singur dictator. În această privință, deja sunt organizații politice și financiare controlate de masoni, de această organizație secretă. Și am să vă spun câteva nume și o să vă surprindă. Care lucrează din spate spre acest scop. Prima, grupul Bilderberger. Grupul Bilderberger a fost format în 1945 în Europa de după războiul mondial. Întâlnirile secrete, pentru că era un grup de elite politice și financiare care s-au adunat în secret în Oosterbeek, Olanda, în hotelul Bilderberg, de aceea îi spune grupul Bilderberger. În 1954 s-a constituit ca organizație politică specială. Uitați scopul. Scopul principal este acela de a folosi puterea unei elite politice, financiare și militare din Europa și Statele Unite pentru a atrage într-un singur guvern mondial toate statele lumii. Finanțatorii de început ai grupului Bilderberger sunt CIA-ul, centrul financiar Rothschild, care controlează bursa americană și bursa europeană, centrul financiar Rockefeller, generalul de armată american Walter Bedell Smith, la care li se adaugă oameni politici Henry Kissinger,
George Bush Senior, fostul președinte american, Mihail Gorbachev și alte aproximativ 100 de elite politice. În ultimele decade, grupul Bilderberger a reușit să controleze și să consolideze economia, politica și aspectele militare din Europa, Canada și Statele Unite. Potrivit declarației lor, și citesc pe ei, vă citez. Auziți, populația și liderii celor mai multe țări continuă să trăiască într-o stare mentală și de gândire care nu trebuie să mai existe, spun ei, adică a unei lumi separate prin țări și națiuni. Și în felul acesta împiedică realizarea unei gândiri cu perspectivă și interdependență globală. Deci îi deranjează că sunt țări și națiuni. Îi deranjează că Dumnezeu a făcut o lege ca fiecare popor să trăiască în spațiul lui, nu? Apocalips 17. Istoricul englez Arnold Toynbee, văzând lucrul acesta, face următoarea afirmație și îl citesc pe el în cartea sa Surviving the Future. Cum să supraviețuiești viitorul care stă în față. Citez. Noi am ajuns la punctul în care singura cale de operare efectivă la orice scală este cea a scalei globale. Statele locale trebuie deposedate de suveranitatea lor și subordonate unei suveranități globale. Eu cred că un stat mondial trebuie să aibă o poliție puternică, iar guvernul mondial trebuie să aibă la îndemână o forță prin care să fie în stare să impună pacea. Populația fiecărui stat local trebuie să renunțe la suveranitatea statului de care aparține și să se subordoneze suveranității unui guvern mondial care să existe literar, am încheiat citatul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, spre acest scop apocaliptic se lucrează din umbră. Grupul Bilderberger este în frunte. Al doilea grup, Consiliul Relațiilor Externe, The Council of Foreign Relations. A fost fondat imediat de după primul război mondial, cu scopul de a implementa în lume interesele politico-militare ale Statelor Unite și Angliei. Metoda declarată de lucru este aceasta, citez, ca acest Consiliu să ilumineze liderii mondiali de opiniile pe care America și Anglia le au în vederea globalizării lumii. Apoi fiecare lider, în sfera lui de influență, să răspândească această lumină în conștiință, în toate cercurile vieții sociale, pentru a se ajunge la un guvern mondial. Am încheiat citat. Dintre membrii proeminenți ai Consiliului Relațiilor Externe a fost Nixon, Gerald Ford, este președintele Clinton, este președintele Carter. Când președintele Clinton a fost la putere în Statele Unite, vreau să vă spun că toți membrii cabinetului său și subcabinetele, 280 de membri, toți au fost membri în Bilderberger și în Consiliul Relațiilor Externe. 3. Comisia trilaterală sau The Trilateral Commission. Se numește cu acest titlu pentru că este fondată de Statele Unite, Europa și Japonia. A fost fondată în 1973 cu scop de a păstra pacea lumii și de a menaja economia lumii și de a găsi noi metode economice să determine lumea să se organizeze într-un singur stat mondial. Pentru început, Comisia Trilaterală dorește să-și impună filozofia economică, politică și militară în țările din jur, America, Anglia, Canada, Germania, iar apoi în toată lumea. Mașinația cea mai efectivă a acestei comisii, ascultați, este influențarea și manipularea alegerilor prezidențiale în America, Europa și Japonia și se folosesc în această privință de mass media. Și este idiot candidatul, pentru că au mass media în mână, îl fac cel mai bun
și arată polurile cele mai mari, voturile cele mai multe, pentru ca lumea să fie orientată în această direcție și să îl pună în față. 4. Clubul Romei. A fost fondat de Germania în anul 1957 ca organizație elitistă a savanților, economiștilor, businessmenilor, lucrătorilor civili din guverne și foștii șefi de state. Scopul acestui grup elitist, condus de 100 de membri, are reprezentanți în 52 de state, iar scopul lor este să unifice lumea, introducând în lume ceea ce dumneavoastră cunoașteți, organizația GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, sau Acordul General pentru Comerț și Tarif, care, fondat în 1958, a fost schimbat astăzi în ceea ce se numește World Trade Organization, sau Organizația Mondială a Comerțului. Aceasta presupune că toate statele lumii trebuie să se alinieze la o singură formă de comerț, la o singură formă de măsurare. De exemplu, de ce credeți dumneavoastră că s-a hotărât și în Congresul American introducerea sistemului de măsurare metric în America? Și litru, rând pe rând, o să vedeți cum se implementează, nu o să se mai vorbească de mile, nu o să se mai vorbească de inci, toată lumea trebuie să vorbească o singură limbă. Și lucrul acesta este deja aprobat în guvernul american. Clubul Romei a propus divizarea lumii în 10 zone geografice, ascultați, pentru o globalizare rapidă a lumii și pentru introducerea unui singur guvern numit Guvern Mondial. 5 din aceste regiuni sunt create deja și se vede că lumea merge spre forma finală, pentru că în forma finală Anticrist trebuie să aibă 10 corne. Corn în Biblie înseamnă semnul puterii. Este semnul împăratului. Când împăratul strigă din corn, toată lumea se adună. Deci corn în Biblie nu este cornul neapărat, ci este simbol de putere, de împărăție. Clubul Romei a cerut Națiunilor Unite lumea să fie divizată în 10 zone geografice. Se conturează coarnele. Ia uitați care sunt aceste 10 zone. Uniunea Europeană din 93. Uniunea Africană 2002. Uniunea Mediteraneană, iulie 2008. Vedeți cât de repede se fac. Este inițiată de președintele francez Nicolas Sarkozy. Uniunea Statelor Americii de Sud, sau UNASUR, care are Constituția deja din 23 mai 2008. Uniunea Americii de Nord, SUA, Canada și Mexicul, sau NAFTA. În momentul în care vă vorbesc, pentru ca să se facă și în, aici, în Canada, Statele Unite și Mexic, ca și Uniunea Europeană, se lucrează la autostrada numărul 35, care merge din Ottawa, din Canada, trece prin Kansas City și merge până în sudul Mexicului. Deci se lucrează la transport, ca să se poată globaliza lumea. Organizații financiare conspirative, pe care masonii le controlează. Sunt 3. Fondul Mondial Internațional, Fondul Monetar Internațional, International Monetary Fund, Banca Mondială, The World Bank, și Banca pentru Reglementări Internaționale, The Bank for International Settlements. Sunt sponsorate de magnații lumii și de oameni politici care sunt membri în grupurile secrete masonice. Uitați ce fac aceste bănci. Fondul Monetar Internațional este instituția care împrumută ajutor financiar guvernelor lumii atunci când acestea sunt în criză economică financiară. Deci România este împrumutată mereu pentru că trebuiește creată o dependență de împrumut. Banca Mondială este instituția financiară care împrumută guvernele statale pentru proiecte de dezvoltare. Și România este acolo. Banca pentru Reglementări Internaționale este instituția financiară care supraveghează băncile centrale. Prin băncile centrale ale națiunilor sau ale zonelor geografice, cum este Banca Centrală Europei, se urmărește datoria guvernamentală, stabilirea ratei de împrumut bancar,
monitorizarea depunerilor financiare în bănci, monitorizarea și menajarea schimburilor financiare pe piața de schimb, monitorizarea băncilor comerciale și monitorizarea pensiilor. Metoda de lucru a acestor instituții este aceea de a crea dependență financiară. Astfel, ele influențează împrumuturi guvernamentale, creează stări de criză pentru ca să se ajungă la împrumuturi și mai mari. Destabilizează economic statele pe care le împrumută, pentru ca statul, chiar dacă este dezvoltat într-o anumită zonă sau domeniu economic, să nu mai producă în domeniul acela. De exemplu, România este supranumit grânarul Europei. Asta să înțelegem. Și România cumpără grâu din Ungaria, care e săracă. Pentru că numai așa se dau împrumuturile acestea. Numai așa se lucrează. Dacă îți vinzi economia, distrugi ce este, să se creează o dependență financiară, împrumuți ca și America, la 13 trilioane, până nu mai poți plăti. Și când puterile mari și apoi celelalte state nu mai pot plăti, se creează un colaps financiar internațional și din acest colaps financiar internațional, aceste trei organizații financiare spun, soluția este aceasta. O nouă monedă, o nouă ordine financiară internațională. Și se lucrează ușor. Și aceasta fac The Bilderbergers, Comisia Trilaterală, Consiliul Relațiilor Externe, Clubul Romei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Banca pentru Reglementări Internaționale. Anul 2011 și după, un scenariu profetic. Lumea noastră a intrat într-o criză economică fără precedent, dar și una politică. Mișcări de masă în Egipt, Libia, Algeria, Tunisia, Yemen, Bahrain, Irak, Arabia Saudită au adus costul petrolului la prețuri prohibitive. Nu te poți apropia. Însă petrol există. Statele Unite, de exemplu, dispun de rezerve, cele mai mari rezerve petroliere din lume. Cele mai mari. Dar politica este să nu se exploateze, pentru ca să se creeze un nou sistem economic care să fie controlat de cineva. De aceea se încurajează mișcări democratice, bună oară, nu sunt democratice, pentru schimbări de guvern și culmea, în Statele Unite, în această țară democrată, tocmai sub masca democrației, decât să se întrunească Congresul și să se hotărască exploatarea de petrol în Statele Unite. Comisia Trilaterală, Clubul Romei au influențat guvernul american să aprobe o mare demonstrație care o să vină foarte curând, cred că în luna aceasta vreo în aprilie, peste 1 milion de islamici în Statele Unite vor demonstra la Washington și vor cere introducerea în Statele Unite a legii Sharia. O lege extremistă islamică. Sharia spune felul următor. Dacă nu-mi place de tine și cred că m-ai insultat, te scot în stradă și stai mâna. Asta este Sharia. Deci, guvernul american este atât de idiotizat încât nu vede unde este dus de nas. Elita acestor consilii conspirative vede un avantaj economic în introducerea șariei ca normă etică pentru businessul internațional. Dați-mi voie să vă spun ce spune Scriptura. Eu cred că și-au pierdut nu numai bunul simț, au ajuns la inteligența unui măgar sălbatic, cum spune Sfânta Scriptură, în Geneza 16, 11 la 12. Însă, citind cuvântul Domnului, uitându-mă ce se întâmplă în jur, cred că un shift sau o mutație energetico-economică trebuie să se producă în lume pentru a se dezamorsa actuala stare pentru încă puțină vreme ca să se mai mântuie oameni.
Statele Unite și Uniunea Europeană nu au curaj să facă acest shift, pentru că sunt tributare OPEC-ului, lumii petrolului controlate de lumea arabă. Cel ce va avea curajul va fi Israel. Profetul și patriarhul Iacob a vorbit despre vremurile din urmă în Geneza 49:1. Dacă citiți, vă rog să-mi puneți Geneza 49:1, pentru că vreau să-l citesc și să vedeți acest amănunt și apoi ce spune Iacob despre profeția pe care el o aduce. Iacob a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla când? În vremurile care vor veni. Expresia ebraică este în vremurile cele mai de pe urmă. Aceasta este expresia ebraică. Și ia pe fiecare trib al lui Israel în parte și îi spune ce